Niciodată nu este prea târziu pentru a-ți împlini visul. O demonstrează din plin o femeie din Statele Unite, care a absolvit facultatea la 85 de ani. În ciuda obstacolelor, perseverența și ambiția au fost cele care au ajutat-o să ajungă unde și-a dorit. Hi, I'm Arlene. I am a liberal arts major and I am 81 and a half. Așa pleca la drum acum 5 ani Arlene Frankel, cea care avea să devină una dintre cele mai vârstnice absolvente de studii superioare din lume. Greutățile nu au fost deloc puține. My adjustment has not only been just going back to school, but the technology is just overwhelming. When I went to college, I had pencils and pens and I had a Royal typewriter. That's it. Arlene spune că s-a bucurat de fiecare moment trăit alături de colegii mai tineri. Printre aceștia s-au numărat inclusiv nepoții ei. The time was when I turned 80 years old. I started school. It took me 5 years to complete 2 years. And every moment of those 5 years were glorious. Deși a fost o grea provocare, femeia a încheiat cu succes anii anevoioși de studiu. Acum, la absolvire, are un mesaj pentru cei care se gândesc că poate e prea târziu pentru a-și mai urma visele. That's my legacy. Be inspired and let that drive you. Let that inspiration say, you know, in my time I can do it. I can do it. Deși a încheiat parcursul școlar la impresionanta vârstă de 85 de ani, Arlene nu e nici pe departe cea mai bătrână absolventă din lume. O altă americancă, Nola Ox, a absolvit facultatea la 98 de ani, însă campion absolut e britanicul Brian Lowe, care și-a încheiat studiile universitare la 102 ani.